De-a lungul timpului s-au realizat transferuri incredibile care au schimbat fotbalul pentru totdeauna, dar nu mulți știu că la un moment dat unii fotbaliști uriași au fost foarte aproape să ajungă la alte echipe și automat să aibă o altă carieră. Iar astăzi vom vedea 10 transferuri incredibile care erau aproape de a se realiza. Zlatan Ibrahimović, un fotbalist fabulos care și-a pus amprenta peste tot pe unde a jucat, indiferent că a fost în Italia, Franța, Anglia, Spania sau America, Zlatan a fost un jucător care nu s-a atașat de o anumită echipă, el a jucat în cariera sa la multe cluburi puternice, dar nu mulți știu că acesta a fost dorit de către Arsenal. Tunarii însă l-a subestimat grav pe Ibra, punându-l să dea probe pe vremea când acesta evolua pentru Ajax Amsterdam. Suedezul, bineînțeles, că nu era mulțumit cu acest lucru și a ales să nu se ducă la clubul din Londra. Doar imaginați-vă cum ar fi fost ca Arsenal să ia în atac pe Ibrahimović și Thierry Henry. Robert Lewandowski, la începutul carierei sale de fotbalist, evolua pentru Lech Poznan, echipa pentru care înscriese 32 de goluri în 58 de meciuri și deja multe echipe începeau să pună ochii pe polonez. Blackburn a oferit 4 milioane de euro pentru Leva, iar conducerea lui Lech Poznan a acceptat, la fel și jucătorul care a visat mereu să joace în Premier League. Dar din cauza unei erupții de vulcan în Islanda, zborul lui în Anglia a fost amânat, iar pe fir au intrat Napoli și Borussia Dortmund, galbe-negri și l-au dorit foarte mult, așa că au reușit să-l convingă să joace în Germania. După cumpărarea echipei Manchester City de către Sheik, clubul a devenit o adevărată forță în Anglia, deoarece cheltuia sume uriașe în aducerea de fotbaliști și oferea salarii foarte mari, iar în 2008 cetățenii au vrut să provoace o adevărată explozie pe piața transferurilor, încercând să-l aducă pe Kaká, balonul de aur din acel an. Zvonurile spun că cei de la City erau gata să plătească 100 de milioane de euro pentru a-l aduce pe brazilian și să-l facă cel mai bine plătit jucător din lume. Dar Kaká a refuzat oferta pentru a mai juca pentru AC Milan, iar la un an distanță acesta a ajuns la Real Madrid. Nu a fost chiar cea mai bună decizie făcută de Kaká în cariera sa. Gianluigi Buffon, probabil cel mai bun portar din istoria fotbalului și mult timp a fost cel mai scump portar din lume atunci când Juventus l-a dus la echipă de la Parma în 2001. Tot în acel an, Barcelona și l-a dorit foarte mult pe italian și a fost aproape să-l aducă, dar Buffon a ales să rămână în țara natală. Chiar și în această vară a existat interes din partea catalanilor de a-l aduce, dar din nou Buffon a ales Juventusul. Balonul de aur Luis Figo a fost extrem de aproape să ajungă la Juventus, care își dorea cu insistență să-l aducă la echipă în mai multe rânduri. Legenda portugheză a ales mereu să joace în Spania, ba la Real Madrid, ba la Barcelona, fiind unul din cei mai buni jucători din acele vremuri, câștigând multe trofee interne, dar și Liga Campionilor, și a ajuns chiar în finala campionatului european cu Portugalia, unde au fost învinși de generația de aur a Greciei. Deja e bine cunoscut faptul că Neymar este dorit de câteva sezoane bune de Real Madrid. Brazilianul este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume din prezent și după plecarea lui Ronaldo de la Madrid, fanii îl vedeau pe Neymar ca cel mai bun înlocuitor, dar din păcate pentru aceștia transferul a căzut în mai multe rânduri. Nu se știe exact de ce, mai ales că jucătorul părea să fie de acord, probabil cluburile nu s-au înțeles la bani. Și deși Neymar produce în fiecare perioadă de mercado o adevărată telenovelă, nu cred că prea curând brazilianul va pleca de la PSG din cauza sumei fabuloase plătite pentru acesta. Gerrard, legendarul capitan al lui Liverpool, a fost aproape de a ajunge la rivala Chelsea și ne gândim ce mijloc senzațional ar fi putut să aibă londonezii cu Steven Gerrard și Lampard. Gerrard a refuzat să plece de la echipa lui de suflet, deși la Chelsea ar fi primit un salariu mult mai mare, dar acum va rămâne în inimile fanilor lui Liverpool pentru totdeauna. Arsenal în ultimii 20 de ani a fost un club destul de zgârcit care cumpără rar jucători pe sume mari, iar din cauza asta a ratat multe transferuri mari precum și pe Cristiano Ronaldo. Tunarii s-au interesat acesta în anul 2003, dar nu erau perfect convinși, așa că voiau să-l împrumute timp de un an, dar după meciul împotriva lui Manchester United, Sir Alex Ferguson l-a cumpărat pe portughez văzând în el ceva special și nu s-a înșelat absolut deloc, Ronaldo devenind unul dintre cei mai buni fotbaliști din istoria fotbalului.
David Beckham a făcut furori în tricoul lui Manchester United, iar în 2003 era considerat unul din cei mai buni fotbaliști din lume, așa că era normal ca Barcelona să încerce să-l aducă pe Camp Nou. Deja fanii catalanilor visau să-l vadă pe Beckham în tricoul roșu-albastru, dar Real Madrid, care în acea perioadă transfera tot ce era mai bun din lume, primind numele de Galactici, a intrat pe fir și fiind în acel moment de departe cea mai bogată echipă din lume, au reușit să-l convingă pe englez să vină pe Santiago Bernabeu. După ce transferul lui Beckham a căzut, catalanii s-au orientat către alt fotbalist și anume magicianul Ronaldinho, reușind să-l convingă să vină la echipă, deși acesta era extrem de aproape de a ajunge la Manchester United. Chiar dacă Ronaldinho n-a mai venit la echipă, tot United a reușit să-l aducă pe Cristiano Ronaldo și cum ar fi fost să-l vedem pe Dinho în echipă cu Ronaldo, ar fi fost ceva special. Dar brazilianul a ales să joace pentru Barcelona, unde a câștigat și Balonul de Aur și a jucat împreună cu Iniesta, Xavi și l-a influențat și pe Lionel Messi în carieră. Acesta a fost și videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut acest video, știți deja ce trebuie să faceți: like, share și subscribe. Salut!